Mă bucur din toată inima să fiu iarăși acasă și să ne revedem la închinarea de duminică seară. Cu ajutorul lui Dumnezeu am fost în călătorie în Statele Unite pentru proiectele Universității Emanuel, iar azi dimineață la Baia Mare, la Biserica Baptistă, la un botez și după masă am călătorit spre Oradea cu bucuria de a ne revedea. Binecuvântarea Domnului să fie peste toată adunarea noastră. Amin. Suntem în Evanghelia după Marcu, în capitolul 12, și aici este ridicată una dintre cele mai importante întrebări pentru noi, oamenii de aici, de pe pământ. Și anume, cum vor fi relațiile între membrii familiei atunci când vom pleca din lumea aceasta și vom ajunge în cer? Cum vor fi relațiile de familie în cer? Întrebarea aceasta a fost pusă însă nu cu dorința de a afla adevărul, ci cu foarte multă viclenie de către saducheii. Ca să înțelegem răspunsul pe care îl dă Domnul Iisus și învățătura pe care o primim, este important să înțelegem contextul în care a avut loc evenimentul respectiv, să înțelegem capcana pe care i-au întins-o saducheii și să înțelegem concluziile în învățătura Domnului pentru ei atunci și pentru noi astăzi. Mai întâi, contextul. Sunt ultimele zile din viața Domnului în săptămâna patimilor, înainte de răstignirea Lui, înainte de îngropare, înviere și apoi înălțare. Este în ziua de marți, în săptămâna patimilor. În Duminica Floriilor, Domnul a intrat în Ierusalim și a fost acea recepție a mulțimilor entuziasmate de întâlnirea cu Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, spuneau ei. Și apoi acele formule mesianice pe care le-a rostit poporul. Lunea, Domnul Iisus a intrat din nou în Ierusalim și a curățat templul. În fiecare seară însă s-a retras în Betania împreună cu ucenicii. Marțea s-a dus din nou la Ierusalim și în templu, într-o zonă în care încăpeau foarte mulți oameni, Domnul Iisus a continuat să dea ultimele învățături adresate mulțimilor. Fariseii, irodianii, saducheii, bătrânii și cărturarii poporului hotărâseră de mult să-l omoare pe Domnul, să-l ucidă. Căutau momentul potrivit ca să îl ucidă și căutau argumente care să legitimeze fapta lor. Căutau ceva în viața Domnului sau în învățătura Lui care să poată fi incriminat ca și pedeapsă cu moartea. Crimă de care e vinovat, faptă criminală care cere pedeapsa cu moartea. 2. Căutau un moment potrivit ca să nu fie tulburare în popor. Pentru că poporul era fascinat, îl admira pe Domnul. Așa că în căutarea lor erau interesați să găsească martori, mincinoși dacă e posibil, care să-l acuze de ceva vrednic de moarte. 2. Căutau să-l discrediteze în fața poporului ca să nu aibă sprijin popular atunci când va fi executat. În ziua de marți, preocuparea tuturor grupărilor este să îl compromită pe Domnul, să-l decredibilizeze în fața poporului. Așa că rând pe rând vin grupări din fiecare partidă religioasă să îi pună întrebare capcană. Unii vin să-l întrebe cu ce autoritate, cine i-a dat lui autoritatea să facă lucrurile pe care le face și să dea învățăturile pe care le dă. Alții vin să-l întrebe dacă e bine să plătească bir cezarului, adică să accepte cotropirea țărilor de către Imperiul Roman. Și la fiecare întrebare, până acum Domnul dă un răspuns în așa fel încât cei care i-au întins capcana cad în capcana lor și se duc rușinați din prezența Domnului. Acum vin saducheii. Cine sunt saducheii?
o grupare religioasă, probabil că au apărut în vremea Macabeilor, o grupare religioasă deosebit de interesantă. Din punct de vedere teologic, saducheii nu acceptau ca Biblie inspirată, ca scriptură autentică, decât primele 5 cărți ale lui Moise. Nu acceptau ca scriptură adevărată cărțile istorice și cărțile profetice. Pentru ei, acelea nu erau scriptură, numai cărțile lui Moise, Pentateuhul, cele 5 cărți. Numai acelea sunt scriptură. Datorită faptului că în studiul cărților Pentateuhului n-au găsit nicăieri învățătură despre învierea morților. Saducheii nu au acceptat ideea că poate să existe o înviere a morților, n-au acceptat ideea că există viață după moarte, n-au acceptat ideea că există îngeri sau demoni, că va fi o judecată de apoi. Lucrul acesta îl precizează și Luca în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 23, în versetul 8. Faptele Apostolilor 23:8. Citim și versetul 7 pentru context. Este cuvântarea de apărare a lui Pavel înaintea soborului și Pavel, când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saducheii și adunarea s-a dezbinat. Că saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă. Deci, pentru saducheii nu există decât lumea de aici. Da, există un Dumnezeu, dar nu există nimic dincolo. Când omul a murit, este bun mort și nu mai rămâne nimic, nu mai este spirit, nu mai este duh, nu mai este suflet. Dacă așa stau lucrurile și tot ce avem este viața de aici, saducheii s-au descurcat foarte bine în viața de aici. Au intrat în colaborare cu puterea dominatoare a Romei și au ocupat pozițiile de conducere în Sanhedrin, inclusiv slujba de mare preot. Marii preoți erau din această partidă a saducheilor. Erau foarte pricepuți în administrarea resurselor de la templu și ei erau cei care gestionau vânzarea de animale pentru jertfă și schimbul valutar de la templu. Când Domnul Iisus a răsturnat mesele și i-a dat afară pe cei care vindeau și schimbau bani, Domnul Iisus s-a atins de business-ul, de afacerile saducheilor. Când a dat învățătură despre înviere, le-a contrazis teologia. Și datorită faptului că le-a stricat și afacerea și teologia, s-au unit și ei cu ceilalți ca să comploteze împotriva Domnului să-L omoare. Așa că s-au gândit să-L discrediteze în fața întregului popor care era adunat în curțile templului să asculte învățătura lui Iisus, Domnul. Saducheii care zic că nu este înviere, au venit la Iisus și i-au pus următoarea întrebare. Învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Deci argumentul lor este din cărțile lui Moise. Iată ce a spus Moise, scriptura pe care o considerăm noi adevărată. Dacă moare fratele cuiva și rămâne nevasta fără să aibă copii, fratele său ia pe nevasta lui, să ia pe nevasta lui și să ridice urmași fratelui său. Este vorba de legea leviratului din Deuteronom 25. În poporul Israel, Moise a rânduit următoarea rânduială, următoarea regulă, ca să nu dispară nici o linie genealogică din popor și să nu se împrăștie avuția sau moștenirea fiecărei familii. Și Moise a dat următoarea lege. Dacă un om se căsătorește, un bărbat se căsătorește și moare fără să lase copii, cineva care să îi ducă mai departe genealogia
și să moștenească averea, ca să nu se piardă linia neamului și să nu se piardă averea familiei, fratele celui decedat, necăsătorit, să ia pe soția rămasă văduvă, soția fratelui său, să se căsătorească și copiii care se nasc sunt pe numele fratelui decedat. Este un exemplu pe care îl întâlnim în viața lui Iuda, dacă vă aduceți aminte, Iuda și Tamar, ce s-a întâmplat acolo și apoi în cartea Rut, atunci când Boaz se căsătorește cu Rut, ca să nu piară sămânța și linia genealogică a soțului lui Rut. Este legea aceasta. Acum saducheii iau legea aceasta din cărțile lui Moise și vin cu următoarea întrebare capcană. Dacă ar exista înviere și viață după moarte. Imaginați-vă ce haos s-ar întâmpla. Și să creeze imaginea aceasta de haos. Dau un exemplu prin reducere la absurd. Și spun, uite, la noi a fost următoarea situație. Un bărbat s-a căsătorit. A murit fără să aibă copii. Conform legii leviratului, următorul în linie s-a căsătorit cu femeia rămasă văduvă ca să ridice urmași fratelui său. Moare și el. Vine al doilea, face același lucru, moare și el. Sunt 7 frați. Fiecare se căsătorește cu văduva primului născut ca să împlinească legea leviratului. Așa scrie în cartea lui Moise. Și acum, saducheii zic, acum învățătorule, spune-ne nouă dacă există învierea morților. Vor învia toți. Nevasta căruia dintre cei 7 va fi la înviere? Întrebarea este pusă ca să ducă lucrurile în absurd și Domnul Iisus să n-aibă răspuns la întrebare, pentru că dacă spui că va fi o înviere a morților, cum rezolvi lucrurile acestea? Cum rezolvi aceste încurcături care s-ar duce de aici în lumea de dincolo? Ce ai fi răspuns la întrebarea aceasta? Dacă aici pe pământ cineva s-a căsătorit, i-a murit soția sau soțul, s-au recăsătorit și la înviere. Cum se mai refac familiile? Care și cu care? Cum se vor rezolva lucrurile acestea? Dincolo este întrebarea capcană a saducheilor. În vremea aceea, fariseii care susțineau că există o înviere a morților, aveau și ei dezbaterile lor. Fariseii se întrebau la învierea morților. Cu care haine va învia mortul? Cu hainele în care a murit sau în hainele ale bune pe care le-a avut? La învierea morților, vor fi îmbrăcați sau vor fi dezbrăcați? Ce se întâmplă, era dezbatere între ei, dacă cineva a murit în mare, naufragiu, a fost mâncat de pești? L-au mâncat zeci, poate sute de pești. Peștii au fost mâncați la rândul lor de alți pești. Și bucățile din omul acela s-au împrăștiat în toată marea. Cum o să fie la învierea morților? Frământări pe care le aveau oamenii în vremea aceea și unele dintre frământările lor le aduc la Domnul Iisus ca să îl prindă într-o capcană, să-l compromită. Aceasta e capcana. Domnul Iisus le răspunde saducheilor în felul următor. Drept răspuns, Iisus le-a zis, oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?
Primul răspuns pe care îl dă Domnul Iisus saducheilor, care erau deosebit de aroganți și deosebit de convinși că dețin adevărul pe baza celor 5 cărți ale lui Moise, Domnul spune: nu înțelegeți că vă rătăciți. Mintea voastră a luat o razna, vă rătăciți. Și cauza rătăcirii voastre este în două aspecte. Nu pricepe Scripturile. Nu înțelegeți ce zice Scriptura. Și de aceea vă rătăciți. Doi, nu cunoașteți puterea lui Dumnezeu și de aceea vă rătăciți. Gândurile voastre se duc într-o direcție periculoasă pentru că nu înțelegeți Scripturile și nu pricepeți puterea lui Dumnezeu. Ce n-au înțeles în Scriptură? Ca să le dovedească Domnul că sunt nepricepuți, că sunt rătăciți când citesc Scriptura, mintea lor nu pricepe adevărul Scripturii. Le spune următorul lucru. În ce privește învierea morților, n-ați citit în cartea lui, care carte? Cartea lui Moise. Adică le răspunde exact din ceea ce ei credeau că este Scriptura autentică. Domnul Iisus putea să le dea citate din Psalmi, putea să le dea citate din Daniel, putea să le dea citate din Isaia, texte care vorbesc despre învierea morților, dar saducheii nu acceptă cărțile acelea ca fiind Scriptură. Numai cărțile lui Moise. Așa că Domnul Iisus le răstoarnă argumentația lor rătăcită, trimițându-i din nou la cărțile lui Moise. Oare n-ați citit în cartea lui Moise, în locul în care se vorbește despre rug? Unde se vorbește despre rug? În care carte? În Exod. Numai că în vremea aceea, Tora nu era împărțită pe capitole și pe versete ca în vremea de acum și nu putea să spună întoarce la Exod capitolul 3 și uitați-vă la versetele următoare. Așa că Domnul îi trimite la Tora și le dă și indicația din Tora unde se vorbește despre rug. Când Dumnezeu se întâlnește cu Moise, la rugul lui aprins. Și când Dumnezeu i-a zis lui Moise, ce i-a zis? Vă rog să citiți. Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Aceasta este argumentația biblică cu privire la înviere. Dar care e argumentul? Care e argumentul dacă le spui Dumnezeu a zis eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov? Care e argumentul? Dumnezeu nu spune eu am fost. N-am fost Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Ci Dumnezeu spune eu sunt. Dumnezeu spune, eu la timpul prezent sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Altfel spus, Dumnezeu nu este un Dumnezeu care a fost a oamenilor doar cât au trăit pe pământ. Avram, Isaac și Iacov au plecat de mult de pe pământ, dar Dumnezeu spune, eu sunt Dumnezeul lor. Prin urmare, spune Domnul, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu nu a celor morți, ci a celor vii. Prin urmare, gramatica, timpul verbului pe care îl folosește Domnul Iisus, este demonstrația că înțelesul Scripturii este că la timpul prezent, când vorbește Dumnezeu, Avram, Isaac și Iacov sunt vii, nu sunt morți. Matei ne spune, Evanghelistul Matei, când redă textul acesta, că acolo era un cărturar, unul priceput în legea lui Moise. Și când cărturarul a auzit explicația Domnului, știți ce a spus cărturarul? Adevărat ai spus învățătorule.
Deci unul dintre dușmanii Domnului, dintre cărturari care și ei căutau capcană, când aude explicația Domnului Iisus, spune: învățătorule, asta e interpretarea corectă. Dumnezeu este Dumnezeul celor vii. Saducheii se rătăcesc pentru că nu pricep sensul Scripturii. Citesc în Scriptură și mintea lor este rătăcită. De ce este rătăcită? Pentru că dintr-un început au respins adevărul. Dintr-un început, când Dumnezeu le-a dus lumina Evangheliei, când Domnul Iisus le-a predicat și a spus: împărăția celor este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. De la început au respins lumina. Acum vă rog să fiți atenți. Fiecărui om Dumnezeu îi face parte de lumina adevărului. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, spune despre Domnul Iisus că El este adevărata lumină care luminează pe cine? Pe orice om care vine în lume. Orice om care vine în lume are parte de lumina divină. Când primim lumina, când Dumnezeu ne face parte, ne confruntă cu lumina, putem avea una din două reacții. Îmi place lumina. Am văzut lumina, îmi place lumina, iubesc lumina și doresc mai multă lumină. Sau a doua reacție, sunt confruntat cu lumina, mă deranjează lumina, nu-mi place lumina, resping lumina și lumina pleacă de la mine. În Ioan capitolul 3, Domnul Iisus explică lucrul acesta și spune: și judecata stă în aceasta. Când a venit lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul. Ce înseamnă asta? Și mie și ție, când deschidem Scriptura, când se predică Evanghelia, când ne cercetează Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne face parte de lumină. Dacă lumina aceea îmi cucerește inima, îmi place lumina aceea, inima mea se deschide și primește mai multă lumină. Dacă ceea ce primesc acolo în cuvânt sau în mesaj, în cercetarea Duhului mă deranjează, lumina aceea mă deranjează și vreau să îmi închid ușa inimii ca să nu pătrundă lumina, lumina pleacă și pune stăpânire pe inima mea, pe mintea mea, întunericul. Și din momentul acela, mintea mea, inima mea este în slujba întunericului. Iubesc întunericul, mă hrănesc cu întunericul, transmit mai departe întunericul. De aceea, când deschidem Sfânta Scriptură, ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea harul să iubim lumina Scripturii. Cuvântul tău este lumină pe cărarea mea. Dacă veți vedea rătăcirile, toate ereziile, dacă veți vedea toate nebunile oamenilor, punctul de pornire este la întâlnirea cu lumina. Au urât lumina și au închis inima față de lumină și au devenit robii întunericului. Și Domnul Iisus le spune saducheilor: voi dintr-un început ați urât lumina și v-ați dus în întuneric și în întunericul vostru răstălmăciți Scriptura și nu o pricepeți. Nu pricepeți Scriptura că Dumnezeu în cartea lui Moise, pe care voi o cinstiți, Dumnezeu afirmă clar: eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Deci, afirmația Domnului este înviere atestată în cărțile lui Moise. Învierea este dovedită în scrierele lui Moise, argumentul pe care saducheii nu l-au văzut până atunci. Așa că Domnul le închide gura cu privire la învierea morților. Dar rămâne partea a doua. Nevasta cui va fi ea? Cum vor fi relațiile de familie dincolo? Așa că Domnul le explică atunci când spune:
voi nu cunoașteți puterea lui Dumnezeu. Despre ce este vorba? După înviere, în viața de dincolo, nu se va continua viața de aici cu toate aspectele ei. Viața de dincolo nu este o prelungire identică a lucrurilor de aici din viața de acum. În lumea de dincolo vor fi lucruri care se continuă de aici, dar într-o altă lume, într-un alt univers și într-un alt context de relații. Într-un cer nou și un pământ nou. Deci când vom pleca de aici, nu este o prelungire identică a lucrurilor de aici în lumea de dincolo. Și Domnul Iisus le spune, pentru că nu pricepeți puterea lui Dumnezeu, credeți că după înviere Dumnezeu o să târască toate bagajele, toți bolovanii, toate problemele lumii de aici, o să le târască dincolo și va aduce Dumnezeu în lumea de dincolo toate poverile lumii de aici. Nu-i cunoașteți lui Dumnezeu puterea. Dumnezeu este Dumnezeu care va face un univers nou. Și în universul acela nou, noi vom trăi într-un alt fel de univers, într-un alt fel de trup, într-un alt fel de context de relații. Acum știu că atunci când ajung la punctul acesta, avem două reacții la două extreme, doi poli opuși. Îi avem pe cei care abia așteaptă să scape de familie de aici. Ați văzut tineri care abia așteaptă să plece de acasă? Ați văzut soți și soții care abia așteaptă să scape unul de altul? Ați văzut oameni care se simt mai bine cu alții decât cu cei din familie? La ăștia, dacă le spune că dincolo familia nu va fi cum aici, spune aleluia, abia aștept să ajung acolo. Dar dintr-un motiv greșit, care nu are nimic de a face cu lumea de dincolo. Alții care au o familie frumoasă, relații frumoase de dragoste, de înțelegere, de armonie. Și dacă le spune că dincolo nu va fi familia așa cum este aici, pentru ei este ceva dureros, greu de acceptat. Cum adică ce avem noi frumos aici să nu continui acolo? Unii s-ar bucura să nu fie așa, alții s-ar întrista să nu fie așa. Dar cum va fi? Căci după ce vor învia din morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii din ceruri. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Luca, la capitolul 20. Evanghelistul Luca adaugă câteva detalii deosebit de importante. Iisus le-a răspuns. Fiii veacului acestuia se însoară și se mărită. 20, de la 34 în continuare. Luca 20, de la 34 în continuare. Este aceeași întâmplare în dialogul Domnului cu Saducheii. Iisus le-a răspuns, fiii veacului acestuia se însoară și se mărită. Dar cei ce vor fi găsiți vredniși să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nu vor putea muri. Căci vor fi? Cum vor fi? Cum vor fi? Ca îngerii. Și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Vor fi ca îngerii, nu îngeri. Când eram copil, probabil că mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de cântarea aceea, pentru copii, aș vrea să fiu ca înger, curat și nepătat. Coroană să am pe frunte. Vă aduceți aminte de cântarea aceea. E, cântarea aceea e inspirată din ceva frumos nostru. Biblia spune, vom fi ca îngerii, nu vom deveni îngeri. În cer vom continua să fim oameni. Dar oameni noi, într-un univers nou. Și în universul acesta nou,
fii al lui Dumnezeu, fii ai învierii, spune Domnul, vom intra în altfel de relații, mult mai frumoase, mult mai glorioase, mult mai împlinitoare decât relațiile de aici. Mult mai glorioase. Ne vom cunoaște unii pe alții. Să nu cumva să credeți că în cer membrii aceleași familii nu se vor cunoaște. Să nu cumva să credeți că dacă vom fi în cer vom trece soț pe lângă soție ca trenul prin gară. Să nu care cumva să credeți că părinții și copiii nu se vor mai cunoaște în cer și că nu vor mai avea relații. Dar relațiile de aici, cât au fost ele de frumoase, nu se pot compara cu ceea ce va fi frumusețea relațiilor de acolo. De aceea spune Apostolul Pavel, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu. Acum vă rog să vă imaginați că te vei întâlni cu soțul tău când ajungeți amândoi în cer. Și când o să-l vezi glorificat și ca Domnul Iisus, că atunci când va veni El, vom fi ca El. Îl vei vedea în toată frumusețea și El te va vedea la fel. Relațiile de acolo sunt de o frumusețe și de o intensitate, de o profunzime care nu se poate compara cu nimic de pe pământ. Dar pentru că nu vom fi muritori. Moartea a fost înghițită de nemurire. Vom învia în trupuri glorioase. În cer nu vor mai fi relațiile de aici, de pe pământ, pentru naștere de copii, pentru perpetuarea rasei umane, pentru că în cer cei care au intrat vor trăi în vecii vecilor. Când Domnul Iisus le spune ucenicilor și mulțimilor, le spune celor din Israel că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă. Cu cine vor sta la masă? Cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Dar cine sunt Avram, Isaac și Iacov? Sunt o familie. Familie nu este destrămată, dar familia intră într-o altă lume, într-un alt univers. În ceva care nu poate fi descris, pentru că spune Pavel, la inima omului nu s-a suit așa ceva, ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit. Tot ce ne spune este că va fi de asemenea frumusețe, încât o veșnicie întreagă, în acea lume a gloriei, în acea lume a împlinirii noastre, a desăvârșirii noastre, a nemuririi noastre, în prezența lui Dumnezeu Tatăl, a lui Dumnezeu Fiul, a lui Dumnezeu Duhul Sfânt, a îngerilor sfinți, a lui Dumnezeu, a tuturor sfinților lui Dumnezeu, va fi o sărbătoare veșnică și un univers veșnic în care toate frumusețile pe care Dumnezeu le-a pregătit vor fi ale noastre. Aleluia, Domnul să fie slăvit! Acum, când vom ajunge acolo, Spurgeon a zis, vor fi trei mari surprize. Prima surpriză, oameni la care ne-am fi așteptat să fie acolo, nu vor fi acolo. Vom ajunge în cer și oamenii la care ne-am fi așteptat să fie acolo, nu vor fi acolo. Și va fi surpriza cerului. Să-i cauți și să constați că n-au ajuns în cer. A doua surpriză, spune Spurgeon, oameni la care nu ne-am fi așteptat, îi vom găsi acolo. Nu ne-am fi așteptat și îi vom găsi acolo, pentru că Dumnezeu s-a uitat nu la ce izbește ochiul, ci Dumnezeu s-a uitat la inimă. Și vom fi uimiți de faptul că oamenii la care nu ne-am fi așteptat vor fi în lumea gloriei. A treia surpriză, spune Spurgeon, și cea mai mare, știți care va fi? Că eu și tu vom ajunge acolo. Surpriza mare va fi că eu ajung acolo. Că tu ajungi acolo. Dar cum ajung acolo? Cum ajung acolo? Domnul Iisus a venit în lumea noastră. Nu ca să pună petice noi la haina veche a vieții de aici de pe pământ. N-a venit să peticească lumea de pe pământ.
El a venit ca să ne deschidă ușa spre lumea nouă și să ne spună: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Dumnezeu Tatăl decât prin mine, a spus Domnul Iisus. Calea, adevărul și viața. Oricine crede în mine, spune Domnul, nu va mai muri, ci a trecut din moarte la viață. Pentru că prin credința în jertfa Lui, în moartea Lui ispășitoare pe cruce, El a plătit prețul iertării păcatelor noastre. Ce ne-a despărțit de Dumnezeu, ce a dus pedeapsa și judecata lui Dumnezeu, au căzut asupra Lui și prin jertfa Lui noi suntem iertați, suntem spălați, suntem înnoiți și prin jertfa Lui este deschisă ușa spre cer. Și când vom ajunge acolo, vom intra în această lume a relațiilor desăvârșite. O lume a frumuseții de nedescris. O lume în care la plinătatea a ceea ce Dumnezeu a intenționat să ajungă fiecare, la statura plinătății fiecăruia, după măsura plinătății lui Hristos, fiecare va continua viața. Jonathan Edwards a spus însă următorul lucru, folosind această ilustrație. Jonathan Edwards a fost unul dintre mari oameni al lui Dumnezeu prin care a pornit una din marile treziri spirituale din America din secolul XVIII. Și când Jonathan Edwards le-a explicat oamenilor cum să se pregătească pentru cer, a spus așa: imaginați-vă că scufundăm în ocean. Un degetar, un pahar și o găleată. Le scufundăm pe toate trei. Copii, știți ce e degetarul? Degetarul este un fel de păhărel micuț care încape pe vârful degetului la cei care lucrează în croitorie ca să poată împinge acul să nu se înțape. E un păhărel micuț atât cât e vârful degetului. Ăla e degetarul. Paharul știi ce e, așa-i? Și găleata. Și spune Jonathan Edward, le scufunzi pe toate trei în mare și le scoți pline pe toate trei. Degetarul este plin de dă peste el, așa-i? Paharul e plin de dă peste el. Găleata e plină de dă peste ea. Dar Jonathan nu ar spune, Dumnezeu se uită la fiecare dintre noi și nu vrea să te lase degetar. Nu vrea să te lase pahar. Dumnezeu vrea să te ajute să crești. Și de aceea în școala Lui ești pe pământ, creștem ca să ajungem la plinătatea aceea încât toată plinătatea Lui să fie revărsată în noi. Și când ajungem dincolo, să ajungem la statura plinătății lui Hristos. De aceea aici pe pământ creștem, de aceea aici pe pământ lucrăm, slujim, de aceea pe pământ ne rugăm, de aceea aici pe pământ umblăm în ascultare, ne pocăim, ne îndreptăm, ne corectăm, ca să crească dimensiunea spirituală, maturizarea noastră, ca să ajungem la statura plinătății lui Hristos, ca dincolo să mă pot bucura din plin de toată plinătatea Harului lui Dumnezeu, a gloriei Lui. Al doilea aspect. De ce ne lasă Dumnezeu aici? Apostolul Pavel spune, fraților, vă mărturisesc că am o vie dorință pentru cine? Pentru cei din neamul meu. Și spune Apostolul Pavel, aproape că doresc să fiu anatema. Despărțit de Dumnezeu doar ca să-i văd pe ei mântuiți. Apostolul Pavel spune, când înțeleg ce se întâmplă la finalul vieții de aici, când înțeleg unde se duc cei nemântuiți, când înțeleg ce se întâmplă în grozăvia iadului și desfigurarea totală a ființei umane, hidoșenia demonică și chinurile veșnice, și când știu ce-i gloria, frumusețea cerului, îmi doresc din toată inima ca cei din neamul meu, cei din neamul meu să nu rămână pe din afară, să vină la pocăință. Dumnezeu ne lasă aici ca să lucrăm la creșterea noastră și la mântuirea altora. Acum, cât de mult ne pregătim pentru cer? Cât de mult ceea ce facem aici are în vedere destinația noastră? Cât de mult ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi ne modelează gândirea și viața de aici? 2. Cât de mult ne preocupă mântuirea celor din jurul nostru?
cât de mult ne preocupă mântuirea celor din jurul nostru. Probabil că vă aduceți aminte de vremea dinainte de 1989. Câți dintre cei care suntem aici ne-am născut și am trăit înainte de 89? Mâna sus. Mulțumesc, să ne binecuvinteze Domnul și să aibă milă de ceilalți. Dați-ne voie să vă spunem cum era în 1983, 85, 86, 88. Mai întâi era o criză alimentară cumplită. Ca să poți primi 2 litri de lapte, la cât trebuia să mergem să stăm la rând la lapte? La 2-3 dimineața. La 2-3 dimineața, vară, iarnă, trebuia să te duci să stai la coadă la lapte și unii care erau mai dotați aveau un mic scăunel și mergeau cu scăunelul să stea acolo. Vă aduceți aminte? În vremea aceea, când era rație, la ulei, la zahăr, la cutare și la cutare, era rație și era sărăcie mare, mi-aduc aminte de următoarea întâmplare. Cineva din biserica noastră s-a dus și a găsit undeva unde s-au dat 2 pachete de unt. Și a venit la noi acasă și a spus: frate Paul, iertați-mă că vă deranjez, dar am nimerit undeva unde s-au dat 2 pachete de unt. Și m-am gândit să iau unul pentru dumneavoastră. Și a venit cu un pachet de unt. Vă aduceți aminte de vremea aceea? Erau atât de preocupați ca să avem și noi ceva de mâncare, încât fiecare când găsea ceva, se gândea și la cei apropiați. Frumoase mărturii. Dar ce sunt cartofii și untul și zahărul și uleiul pe lângă gloria cerului? Cât de mult ne-am dorit să aibă parte de harul acela. Este concluzia la învățătura Domnului. Cei care sunt găsiți vredni să fie fii împărăției, care înțeleg Scripturile și înțeleg puterea lui Dumnezeu, care înțeleg că Dumnezeu va noi totul, că Dumnezeu va duce pe cei ai Lui în slavă, că Dumnezeu a creat o lume în care nu duce poverile de aici acolo, ci poverile lumii rămân cu lumea aceasta și intrăm într-o altă lume, într-un alt univers. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră să caute și să mântuiască pe cei pierduți. Pentru tine și pentru mine, Fiul lui Dumnezeu a venit din cer. A venit ca să ne caute, să ne spună ce are acolo pentru noi. A venit să ne vorbească, a venit să ne mântuiască, a venit să moară pentru noi. Și acum ne-a încredințat nouă slujba împăcării. Și ne rugăm ca Dumnezeu să pună pasiune și pentru creșterea noastră și pentru mântuirea altora. Amin.